Informație de ultimă oră, noi percheziții în cazul armei furate în timpul protestului din 10 august. Două persoane sunt audiate acum de anchetatori. Roxana Ciucă ne explică, Roxana, bun găsit, explică-ne ce vizează de fapt aceste percheziții, pentru că știm, arma a fost găsită. Bună ziua, bun găsit tuturor! În aceste momente au fost efectuate două percheziții domiciliare la doi bărbați. Sunt la audieri la Poliția Capitale, mai exact Serviciul Omoruri face aceste audieri. Vorbim așadar de infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și agresiune, precum și tulburarea ordinii și liniștii publice. Toate au legătură cu protestele din Piața Victoriei și mai exact speța cu femeia jandarm, cea care a fost agresată, și cu furtul pistolului femeii jandarm. Bun, ne aducem aminte foarte bine faptul că ieri la Tribunalul București acel bărbat de 32 de ani arestat preventiv pentru 30 de zile a recunoscut că el este cel care a furat arma femeii jandarm, iar pe 20 a dus pe oamenii legii undeva lângă capitală, în județul Ilfov, în localitatea Petrăchioaia, indicându-le exact locul în care a ascuns acest pistol. Mergem mai departe. Ieri, apărătorul acestui bărbat la instanță ne-a declarat nouă jurnaliștilor următoarele aspecte. Clientul meu a decis să-și retragă această contestație, rămâne în continuare în arest și cooperează cu oamenii legii pentru identificarea celorlalți autori. Ei, iată că astăzi două persoane sunt aduse la audier la Poliția Capitalei pentru că acest individ a mai avut complici și lucrul acesta se vede pe imaginile ce au fost surprinse atât de camerele de supraveghere de acolo din zonă, cât și de imaginile pe care televiziunile le-au filmat în seriile în care au avut loc protestele în Piața Victoriei. Vedem dacă acești doi bărbați ce sunt la audieri în aceste clipe vor fi sau nu reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Pe scurt vă reamintesc și speța individului de 32 de ani. Acesta este cel care nu a recunoscut în ruptul capului prima dată că el este cel care a furat. Pe 20, spuneam, i-a dus pe oamenii legii acolo. Au găsit așadar un pistol tip Carpați cu 6 cartușe. 4 dintre ele erau în interiorul pistolului pentru că 2 fusese retrase de el pe un câmp.